se pleca asupra lui Pepin, apropindu și colții galbeni de fața lui. Ținea în mână un cuțit negru cu lama lungă, zimțată. Dacă nu stai cu minte, te gâdil cu ăsta și era el. Nu mai atrage atenția asupra ta, că uit de toate poruncile. Firați la naibii de isengarzi. Uglu cu bagrong și apușduc sarman glob bubhos sky, trecu el pe limba sa într-o tiradă nesfârșită, plină de mânie, care se potoli încetul cu încetul în mărituri și fornă el. Pepin rămase nemișcat, îngrozit, deși durerea de la încheieturi devenea tot mai mare iar bolovanii de sub el îi sfredeleau spinarea. Ca să uite de chinuri, ascultă cu luare aminte glasurile răstite din jur. Deși limba oricească părea totdeauna plină de ură și de mânie, era limpede că începuse cearta și atmosfera se încingea tot mai tare. Spre surprinderea lui, Pepin înțelegea aproape tot ce se vorbea, mulți dintre orci foloseau limba comună. Se pare că erau de față mai mulți membri a două-trei triburi diferite și nu se puteau înțelege între ei. Se iscase o zarvă mare, în legătură cu ceea ce aveau de făcut cu ostaticii și pe ce drum să ia. N-avem vreme să îi ucidem cum se cuvine, zise unul. Din păcate, nu-i timp de joacă în călătoria asta. N-avem ce face, roste altul. Dar ce ar fi să-i omorâm repede, chiar acum? Nu sunt decât o povară blestemată, iar noi ne grăbim. Se lasă seara și iar cam trebuie să ne punem în mișcare. Avem poruncă, se auzi o a treia voce ca un mărit gutural. Ucideți tot ce întâlniți, în afară de piticuți. Trebuie să fie aduși înapoi în viață, cât mai repede. asta e porunca. De ce? Întrebară mai multe voci. De ce în viață? Știu să se dea în spectacol? Nu. Am auzit că unul dintre ei are ceva, ceva important pentru război, un complot elfesc sau cam așa ceva. Oricum, vor fi descusuți amândoi. asta i tot ce știi? Ce ar fi să-i luăm la întrebări și să aflăm tot? Ar putea să ne spună ceva de care ne-am putea folosi și noi. Foarte interesant, mări o voce mai molcomă decât celelalte, mai rea. S-ar putea să fac zapis în legătură cu asta. O nu vor fi căutați și nici predați. asta i porunca mea. Și a mea, rosti o voce profundă. Vii și nevătămați, precum îi veți fi capturat, să nu vă atingeți de ei asta i porunca ce mi s-a dat. Nu și noua. Răsună una dintre vocile dinainte. Am făcut tot drumul ăsta dinspre puțuri numai ca să ucidem, să ne răzbunăm neamul. Nu vreau decât să ucid și apoi să mă întorc la miază noapte. Treaba ta ce vrei, rosti vocea guturală. Eu sunt Bluc. Eu poruncesc. Și mă întorc în Isengard pe drumul cel mai scurt. Cine-i stăpânul nostru, Saruman sau Marele Ochi? Zise vocea răutăcioasă. Ar trebui să ne întoarcem imediat la loc burz. Dacă am fi în stare să trecem râul cel mare, poate că am face-o și pe asta, interveni o altă voce. Dar nu suntem destui, ca să ne aventurăm până jos, la poduri. Eu am reușit să-l trec, replică vocea răutăcioasă. Ne așteaptă un nazgul în aripat spre mieze noapte, pe bancul de la răsărit. Tot ce se poate, tot ce se poate. Atunci, îți vei lua zborul cu prizonierii, vei pune mâna pe toată plata și răsplata la lucburs, Burz, iar pe noi o să ne lași să o luăm voinicește pe jos prin ținutul cailor. Nu, trebuie să ținem unii de alții. Tărâmul ăsta e plin de primejdi, plin de răzvrătiți sălbatici și de tâlhari. Oho! Trebuie să ținem unii de alții, mormăi ugluc. N-am deloc încredere în voi, godacilor. Cum ieșiți din cocină, cum vă pieres snaga. Dacă nu eram noi, de mult dădeați de bir cu fugiții. Noi suntem uruk hai luptători. Noi l-am ucis pe mărețul războinic. Noi am pus mâna pe ostatici. Noi suntem slujitorii lui Saruman înțeleptul, mâna albă mâna care ne dă să mâncăm carne de om. Noi am ieșit din Isengard, v-am călăuzit până aici și vă vom călăuzi pe drumul de întoarcere pe care îl vrem. Eu sunt Ugluc. Asta am avut de spus. Ai spus chiar mai mult decât trebuie, Ugluk, mărâi vocea răutăcioasă. Stau și mă întreb ce părere și vor face cei din burz s-ar putea să le treacă prin minte că nu-ți stă prea bine capul ăsta cât o bute pe umeri. S-ar putea să se minuneze de unde-ți vin asemenea idei. Nu cumva de la Saruman? Cine naiba se crede, de se arată așa, de capul lui, cu scârboșenile alea de însemne albe? Iar cei din Lugburs s-ar putea să-mi dea dreptate mie, lui Grisfnac, mesagerul lor de nădejde, iar Grisfnac astfel grăita. Saruman e un smintit, un smintit rău și viclan. Dar, nu te teme, marele ochi i-a țintit asupra lui. Godaci, hai, ce ziceți, fraților, că o trepele vrăjitorașului lui a prăpădit vă zic, Godaci, vă garantez eu, ăștia carne de orc mănâncă. Potop deschelă la el răsunară, odată cu zângănitul armelor trase din teacă. Pipin se răstogoli, prudent, nedăjduind să tragă cu ochiul la ce urma. Păzitorii lui se depărtaseră, ca să ia și ei parte la încăirare. Zări în lumina crepusculară un orc mare tuciori ugluc, probabil înfruntându el, în picioare, pe grisnac, o arătare foarte solidă și scundă, cu picioarele strâmbei și cu brațele atârnate până în pământ. De jur împrejurul lor, se adunase la o puzderie de piticani ceva mai mici. Pe bănui că aceștia erau de la miază noapte. Își trăseseră spadele și cuțitele, dar încă șovăiau să treacă la atac. La răcnetul lui Ugluc, alergară îndată spre el o groază de oricam cam de aceeași mărime. Apoi, brusc, fără niciun avertisment, Ugluc făcu un salt înainte și zbură capetele a doi adversari, din două mișcări fulgerătoare. Grisfnac făcu un pas în lături și se pierd în umbră. Ceilalți se speriară, iar unul se dădu înapoi și căzu jurând peste Mary, care zăcea nemişcat. Deși probabil tocmai asta îi salvase viața, căci hăita și lui Ugluc săriră peste el și îl sfârtecară pe altul cu spadele lor scurte și late. Era străjerul cu colți galbeni, al cărui trup se prăvăli chiar asupra lui Pipin, cu mâna încleștată încă pe cuțitul lung, cu lama crestată. Jos armele, urlă bluc. Și să lăsăm prostiile. De aici, pornim spre soare apune și coborâm scările. De acolo, direct către diun și apoi, de-a lungul râului, spre pădure. Și asta în marș forțat, zi și noapte. E limpede. Ei, reflectă Pipin, dacă urâtul lui Estuia nu-i trebuie decât o clipă să-și pună oamenii la punct, nu mai am nicio șansă îl străfulgerase o sclipire de speranță. Lama cuțitului negru îi crestase brațul până la încheietura mâinii. Și roiul de sânge îi gâdi la pielea, dar simțea atingerea rece a oțelului. Orcii se pregăteau din nou de plecare, însă o parte din nordiști se codeau încă, așa că îi se îngardezi mai ucisere doi dintre ei, până să-i pună cu botul pe labe. Era zăpăcea la mare și se auzeau numai în jurături. Pentru un moment, Pepin rămase nesupravegheat, era zdravă în încins la picioare, dar avea mâinile legate în față doar ea încheieturi. Le putea mișca pe amândouă, deși nodurile fusese răstrânse cu cruzime. Împinse leșul lor la o parte, apoi, abia îndrăznind să respire, începu să-și frece legătura de la mâini de la macuțitului. Era ascuțită și pumnul acela mort se încleștase pe plasele. Sfoara cedă. Pe repede și o nodă în două ochiuri mai largi, în care își băgăiute mâinile. Apoi rămase neclintit. Ridicați-i pe prizonierii ăia. Strigă Ugluc. Și să nu faceți vreo șmecherie. Că de ajungem cu ei tefeli acasă, au să mai dea și alții ortu popii. Unul dintre orci îl înșfacă pe Pipin ca pe un sac, își vârâ brutal capul printre brațele sale legate, strivindu-i obrazul de ceafa lui, iar apoi o luă hurducat la drum cu el în spinare. Altul îi făcu același lucru lui Mary. Mâna orcului se încleștea de brațele lui Pipin, ca o gheară de fier, până în carne. Hobitul închise ochii și lunecă înapoi în coșmar. Deodată, fu a din nou pe lăspezi. Abia se lăsase noaptea, dar luna nouă scăpătase la apus. Se aflau pe buza unei stânci care părea că stă de strajă la marginea unei mări de ceață alburie. În apropiere, se auzea vuietul unei cascade. În sfârșit, s-au întors și cercetașii, rosti un orc de lângă ei. Ei, ce ai aflat? Tună vocea lui Ugluc. Doar un călăreț. Și acela a luat-o spre apus. Drumul e liber acum. Nu zic că nu e așa, dar pentru câtă vreme, tâmpiților, trebuia să-l fi ucis. O să dea alarma. Până în zori, grăjdarii au să știe de noi. Trebuie să o luăm acum la picior de două ori mai ute. Pe pânzări o umbra plecându-se asupra lui. Erau ugluc. Stai în capul oaselor. Urlă orcul. Flăcăii mei au obosit să te tot care. Trebuie să coborâm, așa că mai mergi și pe picioarele tale. Ajută-ne! Să nu te prind că țipi sau că încerci să scapi. Avem noi act de cojocul tău dacă ne joci feste și nu o să-ți cadă bine deloc și asta fără să te stricăm prea tare pentru ceea ce vrea stăpânul de la tine. Orcul tăie legăturile strânse din jurul picioarelor și gleznelor lui Pepin, îl trase în sus de păr, punându-l pe picioare. Pepin căziu, iar ugluc îl trase din nou de păr în sus, îi vreau o butelcă printre dinți și îi turnă un lichid arzător în măruntaie, spre hazul celor din jur. Pepin fu năpădit de o văpaie sălbatică. Durerea de picioare și arsura gleznelor dispărură ca prin farmec. Acum putea să stea drept. Și acum, altul la rând, zise Ugluc. Pepin îl văzu cum se duce la Mary, care zăcea prin apropiere și trage un șut. Mary gemu. Ugluc îl își facă de grabă și îl așeze în fund, apoi îi smulse bandajul de la frunte și îl mânci cu o alifie neagră, dintr-o cutiuță de lemn. Mary urlă și se zbătu cu sălbăticie orice începură să bată din palme și să huiduie. Nu știe țăra nu ce ție cu șofranul. Strigară ei în bat jocură. I s-a urât cu binele. Mamă, ce o să ne mai distrăm mai încolo? Dar, pentru moment, Ugluc nu se prinse în joc. Trebuia să se grăbească, dar totodată să le și cânte în strună celor îndărătnici. Îl obloși pe Mary după metoda orcească și tratamentul își arătă de îndată roadele după ce reuși cu greu să-i toarne hobitului pe gât băutura din clondir, îi tăie legăturile de la glezne și îl ridică în capul oaselor. Pe picioarele sale, Mary arăta cam palid, dar crunt, sfidător și plin de viață. Tăietura adâncă din frunte nu-l mai supăra, însă avea să-i rămână o cicatrice hidoasă până la sfârșitul zilelor. Hei, Pippin, rost el! Care va să zică, ai venit și tu în micuța noastră expediție? Unde găsim masă și casă? Gata acum! Se răstiu gluc, Terminați cu prostiile. Și gura. N-aveți voie să stați de vorbă. O să spun orice neregulă cui trebuie și el o să știe cum să vă plătească. Cât despre masă și casă, o să primiți mai mult decât puteți duce în burdihan. Ceata de orice se apucă să coboare printr-o văgăună îngustă către câmpia încețoșată de la poale. Mary și Pepin se atârau și ei, despărțiți unul de altul de vreo 20 de orci. Când ajunseră și pășiră pe iarbă, inima hobiților începu să tresalte. Și acum, drept înainte, strigă Ugluc. Către apus și un pic spre noapte. După Luc dus. Și ce o să facem la răsăritul soarelui? Întrebară câțiva dintre cei din nord. Veți continua alergarea, le răspunse Ugluk. Ce părere aveți? Po să stăm pe iarbă și o să așteptăm fețele palide să se așeze la masă cu noi? Dar nu putem alerga la lumina soarelui. Las că o să vă mân eu, zise Ugluc. Hai, dați-i zor! Altfel nu o să vă mai vedeți voi vreodată iubitele voastre văgăuni. Pe mâna albă. Ce pacoste să trimiți într-o expediție niște viermi de la munte, numai pe jumătate școliți. Luați-vă picioarele la spinare, netrebnicilor. Cât nu se face ziua. Toată ceata a început să alerge cu pași mari, în felul șleampăt al orcilor. Nu era în stare să păstreze ordinea, se învulzeau și se împingeau unul pe altul, înjurând, cu toate acestea, prinseseră viteză foarte mare fiecare hobit era păzit de trei străjări. Pepin era la capătul extrem al șirului. Se tot întreba cât va putea să mai meargă în ritmul ăsta, nu mâncase din zori. Unul dintre gardienii lui avea o biciușcă. Dar licoarea orcească își făcea încă efectul arzător și era treaz luminat. Din când în când, îi apărea, fără să vrea, în minte chipul ei, lui pas mare, a plecat asupra urmelor negre și venind în goană după ei. Dar ce putea vedea, chiar și un pribeag, afară de țărâna răvășită de orci? Urmele micuțe lăsate de el și de Mary erau copleșite din toate părțile de tălpile tropeitoare ale încălțărilor potcovite cu fiare. Cam la o milă de poalele stâncii, panta se adâncea lin într-o vale largă, cu pământul afinat și jilav. Se lăsase ceața și acum scripea palid sub ultimele licăriri ale lunii ca secera. Umbrele întunecate ale orcilor din față se estompară, apoi fură cu totul înghițite de negură. Ho, luați-o mai ușor, strigă gluc din spate. Brusc, lui Pepin îi veni o idee și se puse pe treabă. Sări spre dreapta și țâșni cu capul înainte în ceață, ca să scape de gardianul care se ținea ca scaiul de el, căzu cât era de lung, în iarbă. Stai pe loc, urlă gluc. O clipă se auzi răzvonuri de tot felul. Pepin sări în picioare și o rupse la fugă. Dar oricii se luară după el. Deodată, zări câțiva, ca prin ceață, chiar înaintea lui nici o nădejde de descăpare, își zise Pepin. Dar nădăjduiesc că va rămâne un semn de-al meu, necălcat în picioare, pe pământul acesta reavân. Își desfăcu pe bâșbuite paftaua care îi prindea mantia în dreptul gâtului. O lăsă să cadă, chiar în clipa în care fu făcat de niște brațe lungi, cu gheare puternice. Aici o să zacă pe vecie, își zise el. Nu știu de ce o fi făcut-o. Dacă ceilalți au scăpat, probabil că au plecat toți cu Frodo. Își simți picioarele încolăcite de un bici și abia și înăbuși și un urlet. Ajunge. Strigă ugluc, apropindu-se în fugă. Mai are mult de alergat. Să izoriți și să-i mânați cu biciul, dacă uită cumva. Să nu crezi că ai scăpat așa ușor, mură el, întorcându-se către Pepin. Îți închipui cam să uit. Numai că o să plătești ceva mai încolo. Hai, ia-ți picioarele la spinare. Nici Pepin, nici Mary nu și-au mai amintit mare lucru despre cum a decurs ultima parte a călătoriei. Coșmarurile și deșteptările amare se amestecau într-un tunel nesfârșit al plângerii, în care speranța pălea undeva îndărât. Alergau într-una, străduindu-se să se țină după orci, mângâiați în răstimpuri de obiciușcă necruțătoare, mânuită perfid. Dacă se opreau sau se împiedicau, erau înșfăcați și tărâți o bucată de drum. Fierbințea la licorii orcești pierise. Pepin se simțea iar rău și înfrigurat. La un moment dat, căzuse în nas, pe iarbă. Fusese înșfăcat și ridicat de niște mâini cu gheare sfâșietoare și cărat din nou ca un sac. Simțea cum îl cuprinde întunericul. Nu și dădea seama dacă o nouă noapte se pogorâse peste ei sau doar peste privirile sale. Auzea ca prin vis glasuri stăruitoare, mulți dintre ori cereau să se facă un popas. Uglu la, Fusese trântit la pământ, rămăsese acolo până când îl învăluiseră tenebrele visului. Dar nu-i fu dat să scape prea multă vreme de suferințe. Curând, simți din nou strânsoarea nemiloasă a mâinilor de fier. Fu trântit și de lung, până când întunericul începu să se risipească, iar el își reveni și văzu că era dimineață. Auzi o poruncă și fu din nou aruncat în iarbă. Zăcu un timp, luptându-se cu disperarea. Îi vâjuia capul, dar, după fierbințea la care îi cuprinsese trupul, bănui că îi se mai administrase o dușcă. Un orc se aplecă și îi aruncă niște pâine și o fâșiuță de carne crudă, uscată înfulecă pâinea cenușie și muce găită, dar nu și fleica. Era lihnit de foame, însă nu într-atât încât să mănânce carne din mâna unui orc carne la care nici nu voia să se gândească. Șezu în capul oaselor și privind jur. Mary era la o aruncătură de băți. Se aflau pe malul unui râu iute și îngust. Dinaintea lor se conturau munții, pe o culme, se reflectau primele raze ale soarelui. Povârnișurile erau brăzdate de o pădure întunecată. Mare zarvă și neînțelegere domneau printre orci. Era gata-gata să se iște o nouă gâlceavă între nordiști și să îngardezi. Unii arătau spre mia zi, îndărăt, alții către răsărit. Foarte bine, zise Ugluc. Lăsați-i, atunci, pe mâna mea. Așa cum v-am spus, fără omoruri. Dar dacă vreți să dați cu piciorul la tot ce am reușit să obținem, făcând atâta drum, n-aveți decât. O să am eu grijă de toate. Uruk hai o să-și facă datoria, ca întotdeauna, însă dacă vă temeți de fețele palide, fugiți! Hai, fugiți! Pădurea e colea! Strigă el, arătând cu degetul înainte. Intrați acolo! E șansa voastră! Luați-o la goană! Și fără zăbavă, până nu vă mai scurtez pe câțiva de capete, asta așa, ca să dau o pildă pentru ceilalți. Se mai ciorovăiră cât se mai ciorovăiră, iar apoi cea mai mare parte a nordiștilor se rupse de grup și cam o sută dintre ei o luară sălbatic la goană de-a lungul râului, spre munți. Hobiții rămaseră cu ceata haină și întunecată ai sângardezilor vreo 80 de orci cu ochii pieziși, înarmați cu arcuri uriașe și late și scurte. Câțiva dintre nordiști, mai bine făcuți și mai cutezători, rămaseră cu ei. Și acum o să avem de-a face cu Grisnac, zise Ugluc. Dar chiar și câțiva dintre ai să-i priviră neliniștiți către miezăzi. Știu, măre Ugluc. Blestemații ăia de călăreți ne-au cam mirosit. Dar asta numai din cauza ta, Snaga s-ar cuveni să-ți urechile, ție și cercetașilor tăi. Dar suntem războinici. Și o să mâncăm carne de cal, dacă nu și altceva mai bun. În clipa aceea, Pepin își dădu seama de ce unii dintre ori arătau spre răsărit. De acolo se auzeau strigăte răgușite și grisfnac își făcu din nou apariția, urmat de vreo 40 dintre ai săi orci cu brațele lungi și picioarele strâmbe. Aveau cu toții pictat pe scuturi un ochi roșu. Ugluc făcu un pas înainte, ca să-i întâmpine. Așadar, te-ai întors, rost el. Ți-a mai venit mintea la cap. M-am întors să văd dacă se respectă porunca și dacă o sunt întregi. Îi răspunse grishnac Nu mai spune. Exclamă Ugluc. Da, grijul ei ești. Mă ocup eu de respectarea poruncii, n-ai grijă. Și pentru ce altceva te-ai mai întors? Ai plecat cam în grabă. Îi fi lăsat ceva pe aici. Da, am lăsat un nebun, mări Grisfnac. Dar și câțiva flăcăi zdraveni, prea bun ca să-i pierd. Mi-am dat seama că o să-i duci la pieire și am venit să le sar în ajutor. Minunat! Ho, hot tiubluc! Dar dacă nu cumva ți-o fi mai venit ceva snagă de războinic, te-ai obosit degeaba. Parcă o luase și spre Lug burz. Și să știi că fețele palide sunt în drum spre noi. Ce s-a întâmplat cu prețiosul tău nazgul? A mai cucerit vreo înălțime? Acu, dacă l-ai adus cu tine, s-ar putea să ne fie de folos dacă nazgulii ăștia sunt vreo scofală, așa cum se zice. Nazgul. Nazgul. Rost grisnac, cu tremurându-se și lingându-și buzele, de parcă acest cuvânt ar fi avut un gust sălbatic, pe care îl savura cu caznă. Vorbești de ceva care îți depășește închipuirea scârboasă, ugluc, adăugă el, fornăind. Nazgul. Oh! Mare scofală, nu, ai să te căiești amar mic, într-o bună zi, pentru vorbele astea nesăbuite, mai muțoiule. Ei, bine, să știi că ei sunt floarea marelui ochi. În ceea ce îl privește pe nazgulul înaripat, nu i-a sosit clipa. El nu o să-i lase încă să-și facă apariția de-a lungul râului cel mare. Îi păstrează pentru război și pentru alte treburi. Se pare că știi multe, zise Ugluc. Poate prea multe, ca să-ți fie bine. Mai știi, cei din Luc Burzor începe să se minuneze ce și cum. Între timp, însă, Uruk Hai din Isengard se va ocupa de treburile murdare, ca de obicei. Ce tot stai acolo și ți curg balele? Adună-ți gloata! Ceilalți netrebnici au plecat spre pădure. N-ai face rău să și tu după ei. Îți promit că nu o să ajungi întreg înapoi, la râul cel mare. Afară din opște. Imediat, luați-vă picioarele la spinare. Îi se îngardezi din nou pe Mary și pe Pippin și iar în spinare apoi cohorta se puse în mișcare. Alergară ore întregi, oprindu-se din când în când, doar cât să-și ia zvârle pe hobiți unii altora. Fie din cauză că erau mai iuți și mai puternici, fie datorită vreunui plan de al vrăjmașilor, Isengardezii trecură încet încet printre orcii din Mordor, iar ceata lui grishnak rămase îndărât. Curând, se apropiară și de nordiștii plecați înainte. Ajungeau încet lângă pădure. Pe era zob. Obrazul împuțit și urechea păroasă a orcului care îl căra îi zgâria umflată. Chiar în fața lui, zărea spinările cocoșate și picioarele groase, puternice, care se mișcau, neobosit, de parcă erau niște pendule marcând secundele de coșmar ale unui timp fără sfârșit. Spre după amiază, trupele lui Ugluc îi întrecură pe nordiști. Aceștia îl încezeau sub razele orbitoare ale soarelui soare iernatic, ce strălucea pe cerul palid și rece, mergeau cu capetele aplecate și cu limbile atârnând de un cot viermilor, îi baciocoreau și se îngardezi. V-ați fript! Fețele palide au să pună mâna pe voi și au să vă mănânce. Acum vin, strigătul lui Grisfnac nu făcut decât să le întărească spusele. Într-adevăr, apăruseră călăreții iuți, foarte departe încă, dar se apropiau acum de orci, cum se repede fluxul la țărmuri asupra unor făpturi rătăcind pe nisipuri mișcătoare. I se începură să alerge mai iute, uluindu-l pe pepin. Părea capătul nemai văzut al unei curse nebune apoi Pepin văzu soarele scăpătând pe după munții cețoși, pământul fu cuprins de umbre. Soldații din Mortor își țiră capetele și o luară la sănătoasa mai cu sârg. Pădurea întunecată era foarte aproape. Trecuseră deja pe lângă câțiva copaci stingeri. Panta pe care o porniseră devenea din ce în ce mai abruptă, dar oricii nu se opriră. Atât Ugluc, cât și Grishnac hurlau, adunându-și puterile pentru efortul final. Cu toate acestea, au să scape, își zise Pepin reuși să-și sucească gâtul, ca să poată trage cu un ochi îndărât, peste un măr. Văzu călăreții la galop departe, pe câmpie, spre răsărit, cam pe aceeași linie cu orcii. Soarele la chindiele au real lâncile și coifurile și scânteia în pletele lor oase și pe el. Îi înconjurau pe orci, împiedicându-i să se împrăștie, conducându-i de-a lungul râului. Pepin se tot întreba de ce ne-am morfi. Acum îi părea că nu stătuse mai mult în vâlceaua despicată și că nu cercetase lucrurile și hărțile mai cu sârg. Dar pe atunci, planurile de bătălie păreau să se afle în mâini mai dibace și nu-i trecuse niciodată prin minte că avea să fie despărțit de Gandalf și de Pas Mare sau chiar și de Frodo. Tot ce și mai amintea în legătură cu ținutul Rowan era că iute ca gândul, armăsarul lui Gandalf, se trăgea de acolo. Asta îi dădea o fărâmă de speranță. Dar de unde să știe ei că noi nu suntem morți? Se întrebă el. Nu cred să mai fi auzit de hobiți pe aici. N-aș avea de ce să nu fiu mulțumit că, din cât se pare, i-au nimicit pe orcii ăia câinoși, dar în ceea ce mă privește, tare aș vrea să scap. Atât el, cât și Mary puteau prea bine să fie uciși odată cu orcii, înainte chiar ca oamenii din Rowan să-și dea seama de existența lor. Câțiva dintre călăreți păreau a fi buni arcași, pricepuți să tragă din goana calului treceau cu viteză, unul după altul, și a zvârleau săgeți asupra orcilor răzleți din dărăt, doborând o mulțime, apoi se fereau într-o parte de arcurile dușmanilor lor, care trăgeau sălbatic, să îndrăznească să se oprească. Lupta nu contenea și o săgeată căzu și printre ei se îngardezi. Unul dintre ei, chiar în fața lui Pepin, se împiedice și nu se mai ridică de jos. Se lăsase noaptea, fără ca oamenii din Rowan să-i fie atacat. Căzuse la o groază de orci, dar tot rămăseseră vreo 200 nici nu se întunecase bine, că orice dă dură peste un dâmb. Erau foarte aproape de poalele pădurii, cam pe la 700 de pași, dar nu mai puteau merge mai departe. Călăreții îi încercuiseră. Un grup de orci, nesocotind ordinele lui Ugluc, o luaseră în fugă spre codru, doar trei dintre ei se mai întoarseră. Iată unde am ajuns, mă grisnac. Ce mai călăuză? Sper ca grozavul ăsta de Ugluc să ne scoată din belea. lăsați jos pe piticuți. Porunci Ugluc, fără să-l bage în seamă pe Grisnac. Tu, Lugdus, mai ia vreo doi și poziții. Să nu cumva să fie uciși, asta dacă nu dau fețele palide peste voi. Ai înțeles? Câtă vreme mai sunt eu în viață, așa îi vreau. Dar să nu-i lăsați să strige sau să fie salvați. Legați-le picioarele. Ultima parte a poruncii fudusă la împlinire fără pic de milă. Dar Pepin văzu că, pentru prima oară, se afla lângă Mary. Ori făceau multă gălăgie, strigau și își zângăneau armele, așa că hobiții putură să mai șușotească puțin. N-am mai nădejdi, zise Mary. Mă simt sfârșit. Nu cred că m-aș putea târâi prea departe, chiar dacă aș fi liber. Lembas, șopt Pippin. Eu mai am puțin lembas. Tu nu? Nu cred că ne-au luat altceva, afară de săbi. Ba da, aveam un pachetel, îi răspunse Mary, dar cred că s-a făcut pulbere. Oricum, n-am cum să ajung cu gura la buzunar. Nici nu-i nevoie. Eu mam, Dar nu mai apucă să zică ceva, când fu avertizat de un șut brutal că zarva încetase și gardienii își luaseră misia în serios. Noaptea era rece și neclintită. Cam la o aruncătură de săgeată prejurul gorganului pe care se strânseseră orcii, țâșneau luminile focurilor mici de pază, licărind în întuneric, într-un rotocol auriu roșcat. Călăreții însă nu se mai arătară în bătaia flăcărilor. Orcii irosiseră o mulțime de săgeți, trăgând în direcția focurilor până când ugluc îi opri. Călăreții nu făceau niciun zgomot. De abia noaptea târziu, când se-i vii luna din cețuri, fură zăriți patrulând fără încetare, ca niște umbre care luceau din când în când în lumina lăptoasă. Blestemații ăștia așteaptă răsăritul soarelui, mormăi unul dintre gardieni. Mai bine ne-am strânge ca la balăcul și am luau la sănătoasa. Tare mi-ar plăcea să știu ce au fi în capul bătrânului Ugluc. Nu mă îndoiesc că ți-ar plăcea, mări Ugluc, răsărind de undeva, din spate. Adică te lea, vrei să zici că n-am nimic în cap? Nu, a furisitule. Nu ești nici tu mai breaz ca alți din șleahta ta, niște vierni, niște maimuțe din burz. N-are rost să te înhuitezi cu unii ca voi. Nu știți decât să chelălăiți și să dați bir cu fugiții. Grăjdarii ăia scârboși sunt câtă frunză și iarbă, așa că, dacă ne prind la loc deschis, ne fac harcea-parcea. N-aveți decât un lucru bun, scrutați întunericul, ca bufnițele. Dar, după câte am auzit, fețele astea palide văd noaptea mai bine ca alți oameni și nu uitați că au niște cai care zăresc și vântul de seară, cel puțin așa se spune. Un singur lucru nu știu ei a frumoși, mauhurie în codru cu ai lui și trebuie să se ivească dintr-o clipă într-alta. Vorbele lui Ugluc paru să-i mulțumească pe isengardezi, dar ceilalți orci erau deznădăjduiți și, în același timp, înfuriați. Își puseseră câțiva străjeri dar cei mai mulți zăceau întinși la pământ, odihnindu-se în bezna plăcută pentru că între timp se întunecase de binelea, luna se pierduse undeva, la apus, într un învălmășeală de nori, așa că Pepin nu vedea nici la doi pași. Focurile nu luminau gorganul. Și totuși, călăreții nu se mulțumeau să aștepte ivirea zorilor și să-și lase dușmanul să se odihnească. Deodată, un strigăt în partea de răsărit a colinei vestică se întâmplase ceva. Se părea că se apropiaseră vreo câțiva călăreți, coborâsele de pe cai, se târâsele până la marginea taberei și uciseseră mai mulți orci, iar apoi se făcuseră nevăzuți. Ugluc fugi într-acolo, să potolească teama. Pepin și Mary se ridicară în capul oaselor. Străjile îi se îngardeze care îi păzeau plecaseră cu Ugluc. Dar dacă, o clipă, celor doi hobiți le trecu prin minte că se-i vise o speranță de scăpare, curând aceasta se risipi. O mână lungă și păroasă îi înșfăcă pe amândoi de ceafă și îi trase alături de o căpățână uriașă, hâdă. Deslușiră în întuneric chipul bloncos al lui Grisfnac, exact între ei, îi simțeau respirația spurcată în obraj. Începu să-i scotocească și să-i pipăie cu labele. Degetele lui reci și aspre bâșbăindu-i pe spinare îl făcură pe pepin să tresară. Așa, micuții mei, șopt dulce Grisfnac. Vă bucurați de o binefăcătoare odihnă. Sau n-am dreptate? Cam grea poziția în care vă aflați, pe o parte, săbii și bice, pe alta, lânciuri răcioase. Făpturile mici n-ar trebui să și văre nasul unde nu le fierbe oala. Continua să scotocească. Avea în priviri o lumină albicioasă, dar fierbinte. Brusc, ca și cum ar fi deslușit ceva din volmășagul minții vrăjmașe, lui Pepinui i veni o idee, Grisnac știe de inel. Îl caută acum, când Ugluc are altă treabă, pe semne că vrea să-l ia el. Inima hobitului înghețe de spaimă, dar, în același timp, se întrebă cum ar putea să-i fie mai bine. Nu cred că ai să-l găsești așa, șopt el. E prea greu. Să-l găsesc? Întrebă Grisfnac. Degetele lui rămaseră nemișcate. La apucă de umeri pe pipin, Ce să găsesc? Ce spui tu acolo, micuțule? O clipă, pe pincecu. Brusc în rost gutural, golăm, golăm. Nimic, scumpul meu, adăugă el. Degetele lui Grisfnac zvâcniră. Oho, și-o eră stârpitura pe fundate. Asta a vrut, deci, să zică. Oho! Foarte primeștios, mititeilor! Tot ce se poate, rost Mary înviorat acum și pricepând și retricul lui Pepin. Tot ce se poate. Și nu numai pentru noi. Dar cred că știi foarte bine ce ai de făcut. Îl vrei sau nu? Și ce ne dai în schimb? Dacă îl vreau, zici? Întrebă Grisfnac, încurcat parcă, deși brațele îi tremurau. Cum adică, ce vă dau în schimb? Adică, zise Pepin, alegându-și vorbele cu grijă, n-are niciun rost să bâșbui pentru neric. Te-am putea ajuta să nu-ți mai pierzi timpul și puterile fără rost. Dar mai întâi trebuie să ne dezlegi picioarele, altfel n-o să-ți spunem și n-o să facem nimic. Scumpii mei prostuți cu caș la gură, șuieră grisfnac, vom scoate din voi tot ce știți și tot ce aveți, la momentul potrivit. Până la ultimul strop o să vă doriți să știți chiar mai mult decât o să aveți de spus, în fața închizitorului, zău așa. Și asta, foarte curând. Nu ne grăbim cu descusutul. Nu, nici vorbă. De ce credeți că v-am lăsat în viață? Pe onoarea mea, nu din mărinimie, nici măcar lui Ugluc nu i s-ar putea pune în cârcă o asemenea greșeală.